aștepți, da. Este cel mai ordinar guvern din ultimii 25 de ani. Eu vorbesc așa, mafia este prea mare, deja totul e vândut, țara e pierdută, așa chiar mi-aș dori să se relateze, pentru că întotdeauna au fost, mă rog, anumite chestii, da? Oligarhii, vedeți dumneavoastră că sunt destui, suntem luați în râs, da? Deci râd de noi, efectiv, promisiunile au fost, dar când, da, ne-ai mărit. Deci energia și gazul. Mărește-mi, domne, și pensiile. Păi tu mărești la 3 luni, e singurul guvern care mi-a mărit la 3 luni totul, da? Și atunci, eu ce să fac? Eu aș ieși în stradă, dar nici nu am cu cine, domnul Vasilache, eu nu am cu cine să ies în stradă. Cum să supraviețui? N-ai cu cine? Nu ai. Și dacă vorbești, spune că ești cu conotație politică. Nu, dar trebuie să vorbești, trebuie să arunci în ei, trebuie să dai în ei. Pichetarea organizată de pensionari în fața prefecturii județului Galați a pus în fața guvernului o serie de probleme rămase nerezolvate încă de la începutul mandatului. Pentru a sensibiliza grupul de reprezentanți gălățeni care au promis, dar n-au rezolvat niciuna dintre revendicările pensionarilor, se propune organizarea de proteste la București și chiar intrarea în greva foamei. Vicepreședintele Alianței Pensionarilor pentru Conciliere, Gica Sârbu, este gata de a intra în această formă disperată de protest, deși boala și vârsta nu i-ar permite. Suntem, eu știu, mințiți, suntem, deci nu avem, noi nu am avut niciun fel de mărire, de nici, nu știu, cred că sunt niște ani de zile buni. Mi s-a dat într-adevăr rata inflație de 3,8, dar de fapt rata inflației este mult mai mare și cred că toată lumea știe, dumneavoastră, așa. Ce mai vrem? Eu personal, pentru că am și eu copii și nepoți, da, doresc locuri de muncă pentru tineret. Deci pleacă din țară, mi-a plecat băiatul cu 2 copii, da, este nepoata lângă mine și a plecat în Franța, deci nu se mai poate. Apoi, ce să vă spun, suntem dispuși, da, deci asta e ultima soluție, să intrăm în greva foamei. Sunt singura femeie care sunt dispusă să intru în greva foamei, deși am virusul hepatic B la 60 de ani. Sunt dispusă, domnul Vasilache, să intru în greva foamei cu riscul vieții. Sunt dispusă, eu personal aș merge și la București cu riscul vieții. Poate să mă împuște, să facă orice, numai să știu că schimb o viață mai bună. Deci vrem altceva mai bun. Nu cerem nimic. Nu am nimic că unii au venit, alții au plecat. Nu e conotație politică. Vrem să fie bine. Un țigan, dacă vine să mă conducă, vreau ceva mai bun. Nu promisiuni, ne-am săturat de promisiuni. Ne-am săturat de mafie, ne-am săturat de incompetență. Ni s-a promis atâtea. Am zis, măi, hai că o fi bine cu ăsta, hai că o fi. Nu este bine, nu este. Deci suntem disperați. Intru și pe internet, văd atâta, cunosc, știți cum cunosc, pentru că am făcut și eu, mă rog. Da? Deci absolut, nemulțumirile sunt mari, deci nu vrem decât să avem o viață frumoasă. Copilul ăsta are 42 de lei alocație. Se poate trăi? Spuneți dumneavoastră. E mare, la 12 ani nu-i ajunge nici măcar de pereche de pantofi. Nu? Și după aia spune că nu-i cu conotație politică. Nu, n-am strigat nici jos guvernul, nici deși ar fi trebuit să strigăm, să blocăm. Deci totul e, dacă nu mergem, eu am spus, mers la București, blocat, da, străzile, nu blocat cu, nu vreau, eu nu vreau, vreau să mi se dea dreptul meu, da, la pensie, pentru că noi pierdem circa 2 milioane de lei pe lună, 200 de lei vechi, 2 milioane de lei vechi, 200 de lei, da, și atunci, unde este, eu cum să votez, ce să votez, nu mai am nicio așteptare de la nimeni, suntem dezamăgiți și triști.